Am acceptat, normal, da, iar când am ajuns acolo mi-am dat seama că Snic nu voia să facem un vlog, ci... Ce voiam să fac? Salut, șacalilor, ce faceți? Zilele trecute m-am uitat la clipul ăsta și am zis, băi, hai să mai văd o leacă care-i treaba și uitați ce am la istoric acum. Și dacă tot am mai făcut lumea povești aici acum, am zis, băi, să mai citim o poveste, știi, cât a fost tare data trecută. M-am dus la el acasă pentru că am acceptat și ne-am pus în pat și el și-a dat tricoul jos. Doamne, ce mușchi avea! Așa, fii asta așa, să o facem ca lumea, când luați am degeaba, ia fiți atenți aici, așa, bine, iasă așa. Yo, uite, Jonuțule, cum îl scot de aici, hop, așa, bine, cam, da. Merge mai greu decât n-am postat pe YouTube, așa că asta e. Astăzi o să citim cum l-am cunoscut pe Snic. Deci nu e o poveste, e o carte cu 14 capitole, trească familia mea, luați-vă popcorn și să începem. Să începem. Uitați-o leacă aici statistici, 61% din oameni care se uită la clipurile mele nu s-au abonat, frate. Deci hai să schimbăm o leacă asta. Poate facem 1.700.000 până la anul. Ia uite, mai avem nevoie de 50.000. Hai o leacă, puteți să ne abonăm acum, nu? Capitolul 1. Începutul. Era o zi normală, pe când aveam 16 ani. Mă uitam ca orice om pe YouTube. La un moment dat mi-a apărut o recomandare la un videoclip al unui YouTuber pe nume Marius Iancu. Am apăsat de curiozitate și din acel moment am devenit obsedată de el, Marius. Au trecut luni și în galerie s-a obținut un total de 46 de poze cu YouTuberul respectiv. După 4 zile am început să mă plictisesc de Marius, așa că, după îndemnarea unei prietene, l-am descoperit pe Snic, Luci. Aici a început totul. Deci dacă a început cu poze în galerie, nu e ok. Trebuie să ne așteptăm la ceva bine. Am devenit atrasă de felul în care râdea și în felul în care arăta și cum se comporta cu fratele lui Danny. Erau amândoi simpatici, dar mai simpatic era Luci. Am făcut chiar și un fan page pe diferite platforme, chiar dacă era foarte cringe. Când am împlinit 17 ani, familia mea, stând undeva pe la Constanța, trebuia din motive financiare să ne mutăm la Bacău la bunici pentru o vreme. Mai vreau eu dau downgrade, știi? N-avem bani, mergi la Bacău, ești prost, acolo reușim. Cu cât avem, reușim, tot trăim în Bacău. Iertați-mă că nu permiteți ochelari noi, dar puteți să folosiți codul SNIC pe puțin, care merge la produsele deja reduse, da? Adică dublă reducere o să aveți ca să mai luăm și noi. Poate pot să-mi iau o pereche de ochelari după dacă folosiți codul. Eram destul de tristă că mi-am lăsat toți prietenii acolo, dar știam că o să-mi fac prieteni și la acel liceu de acolo. Chiar așa a fost, mi-am făcut repede multe prietene. Dima, Rebecca, care era din altă țară, și Xandra. Am uitat să specific, eu eram, conform povestei, Riana. Capitolul 3. Întâlnirea cu Luci. Știam că la acest liceu era și Luci și eram nerăbdătoare să-l cunosc, deși m-ar fi putut face ciudată pentru că sunt un fan insistent. Oricum, cum eram pe hol cu Rebecca și Xandra, le-am întrebat. De ce nimeni nu vorbește despre Luci? Până la urmă e un YouTuber cunoscut. Da, dar pe lângă noi, acel YouTuber drăguț pe care le știți, aici e complet diferit. E acel bad boy aici. Da, Ria, trebuie să ai grijă, nu te apropia de el. Eu în gând. Nu mă puteți împiedica să-mi văd YouTuberul preferat. Luci a ieșit din clasa lui să meargă în pauză, iar accidental s-a trântit în mine, împrăștiindu-mi toate cărțile pe jos. Cu o voce calmă, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, mi-a zis. Ești ok? Te-am lovit? Zice el întinzându-mi mâna să mă ridic de pe jos. Da, da, sunt bine. Apoi am realizat. Stai! Ești Nic? Da, eu sunt. De ce ești așa mirată? Am rămas cu gura căscată. Nu-mi venea să cred. Luci mi-a închis gura și mi-a zis. Vrei să ne vedem mai târziu? Ba, cum se... Vrei să ne vedem mai târziu, zi? Nu venea să cred, rămăsesem încremenită. Nu puteam să cred că era chiar el. Era așa cum credeam, amuzant, deși de multe ori râdeam de râsul lui, frumos și calm. Ei bine, uneori. Da, sigur. Perfect. După ore e ok? Da. Bine. Ne vedem. Am leșinat de suspans și m-am trezit la spital. Am aflat că am leșinat după ce am vorbit cu Luci, dar încă nu se știa sigur de ce. Bă, ce cred. Luci, ce cauți aici? Păi, nu te puteam lăsa întinsă pe jos, nu? Nu. Da, se pare că acum ne vedem aici. Oricum, câți ani ai? 17 și tu 22, nu? Da, spune el întinse cu mâinile peste ale mele. Simțeam presiunea pe el, era foarte agitat, dar nu știam de ce. În fine, poate avea și el problemele lui. Aveam și eu o mică problemă, că intram și eu la corupere. Zic și eu așa, o mică problemă. De fapt, două mici probleme, aia cu coruperea și aia cu fata de 17 ani. L-am întrebat ce se întâmplă și el a zis că sunt foarte frumoasă și că mi-a auzit discuția cu prietenele mele despre faptul că m-ar face ciudată. Apoi mi-a șoptit. Să știi că toată viața mea nu o să judec pe nimeni după felul în care arată sau se comportă. Acest lucru m-a făcut să mă simt foarte bine, făcându-mă să nu mai par ciudată. După această zi, Luci a rămas la spital cu mine pentru că nu voia să mă lase singură. Nu știu de ce, dar mi se părea că acesta nu e Luci pe care le știu de pe YouTube. Era prea drăguț cu o persoană care nu e așa de importantă ca el. Nu știu ce a fost în capul meu atunci. După 3 zile am ieșit de la spital, dar bineînțeles, Luci m-a întrebat dacă vreau să merg cu el până acasă să facem un vlog pentru că... De ce? O văd pe aia, era așa...
Era leșinat, efectiv, de la leșin, de la ce a făcut așa, nu mai avea sânge, că eu la tăia sânge. Hai bă, facem un bloc, ce sunt mort, hai bă, facem un bloc. Am acceptat, normal, da, iar când am ajuns acolo, mi-am dat seama că Snic nu voia să facem un vlog, ci... Ce voiam să fac? Am dus-o cu zahărelul, bă. Sincer, dacă vreți să mai facem povești, hai să facem 20.000 de like-uri. Dacă facem 20.000 de like-uri, eu mai citesc povești de astea. Dacă îmi scrieți, vă rog, scrieți-mi, îmi plac astea. Până și contul care a scris asta se numește Eu și Snic Cringe. Și Sync Cringe. Ok, eu și Sync, ok. Voia să, un pic de suspans, să-mi organizeze petrecerea de 18 ani cu Denis și el. Nu pot să cred că sunt așa de cringe. Refuse, eu nu se poate. Când am intrat în apartamentul lor, am rămas de-a dreptul uimită de faptul că era și Denis acolo. Deși săracul băiat este chinuit în fiecare zi de fratele său. Mi-au luat un tort frumos și un buchet mare de trandafiri albi, fix trandafirii mei preferați. Chiar nu știu de unde Luci știa că acești trandafiri sunt trandafirii mei preferați. În fine, în acel moment nu m-am gândit la nimic altceva decât la băiatul acela, Luci. Era perfect. După ce mi-au cântat la mulți ani, l-am îmbrățișat pe Denis, apoi pe Luci, dar un pic mai diferit. În sensul că i-am sărit în brațe cu capul pe umerii lui și ochii în lacrimi și am șoptit: te iubesc, vreau să rămânem prieteni veșnic. Nu! Ce, bă? Tocmai mi-am luat freză de la o fetiță care mă plăcea, bă. Poți să cred așa ceva? Bă, sunt ultra simb, bă. Dar m-am dus veri, am dus-o la spital, la motorină. Am plătit motorină, mi-am luat mașină, am plătit motorină, au dus la spital, nu ieftin, 8 lei. Am plătit acolo, să stau cu ea acum, i-am plătit spitalizarea, că doar nu, că taxi plătesc, nu să fie ea spitalizată. Mi-am luat tort, am organizat petrecerea de 12 ani, să mor eu dacă nu. Cheltuieli tot, cheamă invitați, mâncare, nu să fie frumos și spune că da, vreau să fim prieteni. Te iubesc rău, dar ca prieten. Bă, nu pot să cred, bă, că mi-am luat freză, bă. El a rămas câteva secunde uitându-se în gol, apoi m-a strâns tare în brațe. Cu capul pe pieptul lui, îi puteam auzi bătăile inimii lui curate. Bătea foarte tare, aproape la fel ca a mea. Atunci a intrat mama lor în apartament, uitându-se la noi doi. Oh, Luci, cine e drăguța asta? M-am uitat la ea și i-am spus: bună seara, eu sunt Riana, sunt o colegă nouă la liceul fiului dumneavoastră. Luci mi-a spus să merg până în cameră la el cu Denis, până vorbește ceva cu mama lui. Am zis ok. Denis m-a luat de mână și m-a dus în cameră cu el și a mai vorbit. Conversația dintre Riana și Denis. Denis, știi ce? Cred că... ce e, Ria? Cred că îmi place de fratele tău. După ce am zis asta, mi-a băgat capul într-o pernă de rușine. Denis a venit lângă mine, mi-a scos capul din pernă și mi-a zis: sunt sigur că o să te placă și pe tine. Ești o fată foarte frumoasă și drăguță. Chiar așa crezi? Sunt sigur. Apoi Denis mă ia în brațe și mă strânge foarte tare. Ok? Deloc cringe? Discuția dintre mama lui Luci și Luci. Despre ce vrei să vorbim, dragul mamei? Bă, nu o să poate, nu. E așa cringe. Cred că se cringește și mama dacă se uită la asta, bă. Deci cât am trăit eu, verinul meu, în viața mea așa. Deci în viața mea. Mamă, știu că am 23 de ani și Rian are 18, dar o plac mult. E așa deșteaptă, frumoasă, drăguță. Le are pe toate. Atunci du-te la ea, Luci. Și ce să fac? Nu prea știu ce le plac fetelor. Dacă ea e fata perfectă pentru tine, asta înseamnă că vrei doar să fii lângă ea. Nu să o părăsești, să o iubești așa cum e. Și dacă ea nu mă place? Dacă doar eu o plac și ea îl place pe Denis? De unde să știu? După asta lui Luci i-a venit o lacrimă. Nu știam că e așa sensibil. Nu plânge, mamă. Du-te la ea și arată-i că o iubești. Bine, mamă, am încredere în tine. Bă, da, sper că vă imaginați, adică vreți să vă imaginați toate, imaginați-vă pe mine cu fata aia, cu fratele meu, cu apartamentul ăla, cum se vedea așa. Dacă nu vă imaginați detaliile astea, păi dar nu sunteți în poveste, bă. Deci asta înseamnă că suntem împreună? Da, așa cred, apoi l-am sărutat. Poate, bă. Am ieșit de mână cu Snic din cameră. Păi acum zice Snic cum ar veni să terminat astea, băi. Mi-a zis că vrea să mergem la mama lui. Am acceptat pentru că nu e nimic rău. Când am ajuns la ea, m-a luat în brațe și mi-a șoptit: să ai grijă de el, iar el la rândul lui va avea grijă de tine. Vai de cap. Când am auzit asta, m-am simțit de parcă a căzut cerul peste mine. Îmi era foarte rușine. O fată normală ca mine, fără nicio treabă, fără să știu cum e să fii faimos, eram aici cu Luci și Denis, idolii mei, cei mai frumoși și mai simpatici și mai ales plin de fani. Cum s-ar fi putut să mă simt? Știu cum, iubită, respectată și îndrăgită pentru prima dată. După ce mama lui Luci mi-a dat drumul, sincer, mă ținea cam tare, dar cred că cea era emoționată, m-am dus lângă Luci și mi-a zis: băi, fată, stai, oleac, ai grijă de el, am zis. Mâine e duminică, vrei să ieșim undeva? Da, de ce nu? Apoi am dat un mic pupic. Am mai propus să rămân la ei peste noapte și am zis că da. Era deja ora 9. Wow, cât de repede trece timpul când stai cu persoana dragă. Luci m-a luat de mână și m-a dus în camera lui. Acolo avea un pat destul de mare în care am putea să încăpem amândoi. Dar bineînțeles, când m-am așezat în pat și eram pregătită să adorm, Luci a venit aproape de mine. Mă ținea cu mâinile în jurul corpului și cu capul pe pieptul lui. Dar din păcate nu avea tricou, dar e ok. Bă, de ce din păcate? Adică
puț sau ce? Am părți pe chept, adică ce? Bă, toate filmele romantice se bucură aia când au tricou pe el și a mea, da, din păcate n-avea tricou. Aia, stai bine, miroase alea când era transpirație la sub braț, trebuia să familia avea, avea văzduh la sub braț, să moare. Venea miros de hergelii direct din la sub braț, să moare, dacă nu, mai bine avea tricou, pe bun. Auzindu-i din nou bătăile inimii, erau așa de dulci și de firave. Bătea încet, dar la fiecare secundă care trecea, bătea din ce în ce mai tare. M-am uitat la el, dar deja adormise. Nu știu ce visa, dar cred că îi plăcea de vreme ce inima îi bătea așa de tare. După vreo 5 minute am adormit și eu, dar am auzit însă ușa care se deschide. Era mama lui, voia să ne ureze noapte bună, dar noi deja dormeam. Am mai auzit că zicea încet: băiețelul meu, parcă ieri erai un prunc și acum uite-te la tine ce bărbat în toată firea și mai ales cu o iubire adevărată. Bă, nu pot așa ceva. Capitolul 10. Dimineața m-am trezit mai târziu pentru că eram cam obosită. Fix când am deschis ochii, ia, ce să vezi? Era Luci, dragul și scumpul Luci. Nu mai pot. Mi-a adus micul dejun la pat. Drăguț. Am luat din deliciosul bacur pe care mi l-a prăjit. Din deliciosul bacon. Gustând din acea șuncă grasă, am simțit cum mi se prelingea grăsimea pe obraz. Am luat telefonul să mă uit la reflecții și când am văzut, aveam puțină prăjeală între dinți. M-a pupat pe frunte și m-a întrebat dacă vrea să facem un vlog. I-am zis că da, dar de data asta fără vreo scamatorie. Și-a pregătit tot echipamentul pentru vlog și am început. M-a prezentat șacalelor și am vorbit diferite lucruri. Au trecut 2 ani de atunci. Surprinzător, încă eram împreună, nu venea să cred. Aveam casa noastră, eram cea mai fericită din toată lumea lângă el. Dar casa tot în Bacău, că nu strica. Ne-am hotărât să mai ieșim o dată în oraș. Iubi, hai să mai ieșim azi. Apoi m-a sărutat. Da, iubire, hai. Ne-am îmbrăcat foarte frumos, pot spune. Am urcat în mașina lui și ne-am dus. Am lăsat mașina într-o parcare și am mers împreună pe jos, uiținându-ne de mână până la restaurant. În jurul nostru era plin de persoane care se uitau la noi insistent. După vreo 5 pași în calea noastră au apărut niște băieți, probabil foști prieteni de-a lui Luci. În fine, acei băieți au început să ne zică: uite-l pe Snicu, iubita lui. Ce ai, frate, te-ai înmuiat? Noi trebuia să fim lupi singuratici fără fete dezgustătoare. Oh, no, efectiv ce așa imagina, ce s-a Twilight, frate, ce? M-am schimbat, acum am o iubită frumoasă. Ea este cea mai frumoasă și drăguță fată pe care am întâlnit-o. Părăsește-o, vină înapoi în grupul nostru. Ria, du-te în spatele meu, tipii ăștia sunt violenți. Îmi era frică, nu știam de ce sunt în starea acei băieți. Părăsește-o, atâta zic. Nu, zice Luci cu o voce foarte nervoasă. Ținea la mine până la urmă. Bine, atunci trebuie să ne ocupăm noi. Acei băieți au scos o bâtă. Îmi era foarte frică. Luci, unul tremura săracul. Mi-a zis să mă întorc și să sun poliția. Am fugit repede spre mașină, dar un băiat m-a prins. S-a dus în fața lui Luci cu mine. Aveam cuțitul chiar sub bărbie. Mi-era frică. Singurul lucru pe care îl mai vroiam atunci era să-l mai iau ultima dată pe Luci în brațe și să-i zic că-l iubesc. Snic, eram conjurat de băieți cu bâte. O mișcare rea și ne-am dus amândoi. I-am șoptit: dacă e să mor, măcar o voi face lângă tine. Apoi am întins mâna. Pentru un moment a avut o cădere nervoasă, nu prea des la el, și a caftit fiecare tip lăsându-l aproape fără suflare. Nu prea am văzut mare lucru, dar știam că e grozav. După asta m-a luat, m-a suit în mașină și am fugit. A fost o zi foarte urâtă, dar eram cu Snic și asta e important. Îl iubeam nespus. E bine, nu am avut nicio cină, dar puteam privi apusul. Era așa frumos, era incredibil. Mă uitam la frumosul soare cum apune. Era splendid. M-am uitat la Luci. Acesta deja se uita pe mine. Pe mine, bă! Totu-s tot feng shui, bă, tot mood-ul poveștii, bă, când era atâta au zis cuvinte frumoase, să uita deja pe mine. A mai trecut un an frumos. M-am reîntâlnit cu Xandra și Rebecca. Acestea m-au dus la casa noastră, dar însă fără Znic. Eram sigură că vrea să-mi pregătească ceva, dar mă simțeam prost că el nu era. M-am întristat când am auzit asta, dar măcar eram eu cu ele și Denis. El mi-a ajuns din urmă. Tristă, am urmat fetele. Când am ajuns în fața ușii, mi-au pus ceva peste ochi să nu văd ce se întâmplă. Era destul de suspect, dar în fine. Am intrat în casă și mi-au dat acordul să-mi dau bandana jos de la ochi. Era complet întuneric, beznă, dar am putut simți un miros. Mirosul lui Luci era aici. Miroasa herghelii, este așa, este că miroasa herghelii. Am spălat, dar vina mea că am păr pe chiepte, dar vina mea. S-au aprins becurile și toată lumea a strigat: surpriză! Eram uimită cât au putut face pentru mine. Am fugit mai repede ca niciodată la Luci. I-am sărit în brațe cu picioarele în jurul corpului lui. Era îmbrăcat foarte frumos, aproape că nu-l cunoșteam. După ce i-am sărit în brațe, am început să plâng de fericire că e aici. Îl iubeam mult, mi-a îndreptat capul către el și mi-a șters lacrimile. M-a lăsat jos, Denis l-a ajutat cu niște flori. Da, erau chiar trandafirii mei preferați. Nu a uitat. Mi-a oferit apoi, s-a pus în genunchi și cu un frumos inel sclipitor mi-a pus întrebarea cea mai frumoasă. Ei, mai era un pic și plângea, iar prietenii mele deja erau plânsi, dar filmau momentul cum puteau. I-a răspuns imediat cu da. După 4 luni, era ziua anunții. Eram îmbrăcat într-o rochie nemaipomenită. Toată sclipea din cap până în picioare. Îl așteptam pe tata să mă ducă la altar. A sosit și cu un buchet frumos de flori. Era și el emoționat sărac. Am ajuns la altar. Luci era acolo într-un frumos costum negru. Denis era cavaler de onoare, iar prietenii mele
domnișoare de onoare. După ce preotul a zis jurămintea, am zis amândoi da. Ne-am sărutat, iar apoi toată lumea se bucura. A fost nemaipomenit. Acum trăim la casa noastră. Luci încă se ocupă cu YouTube, dar asta nu înseamnă că nu mi-acord atenție. Aoleo! Încă mi-acord atenție. Băi, să mor eu. Băi, deci na. Spune că povestea a fost scrisă de o fată, fără să spui că povestea a fost scrisă de o fată. Așa, poveste foarte frumos, mi-a plăcut mult. A fost de dragoste, deci pe bune, mi-o. Bă, îmi pare rău că nu gen, e cringe, dar e romantic așa, nu știu cum să zic, frumos. Îi mulțumim fetei care au scris asta. Sperăm totuși să fie o fată, nu un băiat, că ar fi ciudat. Dacă vreți, puteți să mai scrieți povestea aici pe WhatsApp, pau să le mai citim, o să mai facem dacă vă place, nu? Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, că acolo postăm multe chestii. Urmează să colantăm mașina și trebuie să fiți primii care vedeți acolo pe Instagram, că abia după punem pe YouTube. Deci, ce să vă zic, mulțumesc că m-ați urmărit și ca de fiecare dată eu ce să vă mai zic. Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.